fraților, să pregătim masă, mă ajutați, poate? Da! Eu merg la ragaz să opresc focul, pentru că vreau să fac ciuperci cu maioneză astăzi. Gata, s-o fier destul. Of, calcarul ăsta. Am fier doar apă pentru cafeaua asta. Să-l pun la loc. Vai! Ce-i pe jos? Fetelor, a spus voi robinetul strâng și a ajuns apă pe jos? Nu, mami! N-am fost noi! Ce apă? E tinta mai baltă pe jos! Păi eu știu, poate s-o fi stricat vreo țeavă. Poate mașina de spălat. Of. Mașina nu-i pornită. Și nu i-am dat drumul astăzi. Mami, ce tot te chinui? Cheamă-l pe tati. El are soluții la toate. Bine ziceți, fetelor. Acum îl chem. Tati, tati, vino repede. E o urgență. Ce urgență? Care e problema? Ai venit cu mâna goală? Trebuia să vii cu un mop ceva. E tita mai bata pe jos. S-a întâmplat ceva cu bucătăria. Curge de undeva. Ia privește. Nu vă vin de aici. Stai, 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 nu călca. Te uiți și tu. Uite. De unde e apa asta? Fetelor! N-au fost ele. Curge ceva pe la bucătărie. Trebuie să verifici și să rezolvi problema. Acum mă uit. Dar mai întâi, adu-mă, să nu ne udăm de tot. Acum mă duc. Acum, hai să reparăm problema și să vedem care e cauza. O să rezolvăm, mami. Să verific eu instalația de la bucătărie. Mare neplăcere ne-a mai creat și problema asta. Gata, mami, am găsit. Curge o garnitură. O să o schimb eu imediat. Am înțeles, dar care e cauza? De ce s-a stricat garnitura? Mami, cauza cred că e calcar. Știi că avem probleme cu apa. Da, tati, dar avem și stații de deturizare. Ia verifică să vezi dacă e în parametri. Mă duc întâi să verific stația. Atâtea probleme, asta mai lipsea. O rezolv eu, imediat, stați fără grijă. De aici e problema. Se pare că totul e în regulă aici. Da, dacă problema persistă, trebuie să căutăm în altă parte soluția, mami! Bine, tati, hai sus! Eu deja m-am gândit la ceva. Păi, atunci eu vin. Fetelor, mami, totul e în regulă la stația de deturizare. Da, tati, am înțeles deja de afară, dar... Dacă ea merge, ce se întâmplă? De ce mai avem calcar în casă? Cred că e prea mult în rețea. Asta e explicația. Prea mult calcar, mami. Cu toate stațiile și filtrele pe care le-am pus, cred că trebuie să mai adăugăm unul pentru apa potabilă de aici. Inclusiv, robinetul ăsta mai picură. Uite, dă pe aici. Cred că tot din cauza calcarului. Plus că apa asta miroase a clor și alte lucruri câteodată. Mami, caută
tu o soluție pe internet. Am înțeles că există ceva filtre pe care le montezi în casă sub chiuvetă și le rezolvă problema. Mă documentez, caut pe internet, văd cine are cele mai bune review-uri și vom comanda. Trebuie să reparăm chestia asta. Și cu apa cum facem? Apa curge, mami. Păi acolo schimb garnitura, nu-i problemă, doar nu o să se adune atâta calcar până vin produsele comandate. Să se strige din nou, nu? Bine, eu mă apuc de treabă, tu vezi ce găsești. Da-ți. Și apropo, dă hanoracul ăla jos, ai fost afară și te-ai murdărit acolo în camera de apă. Ce am promis lui tata, să caut online un film. A și venit coletul, mami! Filtrul! Să vedem dacă avem tot ce ne trebuie. Tati, dar ce faci? Mi-ai desfăcut coletul? Au venit filtrele! Mami, ai comandat ce trebuie. Păi și de ce l-ai desfăcut tu? Era și eu curios să văd ce ai ales și cred că ai făcut o alegere bună. Doar că trebuie să montăm. Până atunci, hai să desfacem să vedem din ce este compus filtrul ăsta. Montăm să-i vedem caracteristicile pe produs. Da. Și astfel, sper că vom bea cea mai pură apă și nu se vor mai face depuneri pe vase atunci când fierb pentru o cafea. Mami, testăm, chemăm fetele și facem un test pe une. Eu zic să facem mai multe teste. Avem o mulțime de tipuri de apă chiar la noi în curte. Luăm bateria. O să avem o singură baterie. Aici e apa caldă, apa rece. Din rețea. Iar aici? Apa filtrată. Nu cred. Da. Da, Teo, 2-in-1. Nu mai e ca la ora diferit? Nu. Teo, în locul acela vom pune un dispenser cu o soluție de spălat vase. Super! Ha. Închidem apa, atât cea rece cât și cea caldă. Dar înainte de asta trebuie să luăm apă potabilă direct din rețea, apa din filtru, iar a treia apă o vom lua în momentul în care montăm filtrul nou. Pentru că vom face teste, iar eu zic să luăm și apă direct din rețea, din curte, în care nu avem niciun filtru. Ca să putem vedea eficiența totală a sistemelor noastre din casă. Da, pentru asta trebuie să ies afară, e un pic mai dificil, dar fac eu rost și de apă direct din rețea, fără să treacă prin filtrele stației de dedurizare și așa mai departe, pe care noi le avem deja. Facem etichete, 4 la număr, pe care le lipim. Stai să le scriem întâi, va fi mai greu să scriem pe pahare. Pe prima, pe care o luăm și acum, filtru, fâr. Deci, ok. Următoarea va fi, aici va fi apă de la rețea cu dedurizare. Și aici apă simplă direct de la rețea. Pentru început, deoarece urmează să demontăm filtrul vechi, vom opri apa de la filtrul nostru vechi. Am făcut rost de scule și eliberăm un filtru 2-lea. A avut înainte un sistem cu 3 filtre. Da. Tati, iar pe dedesubt? Tot pe dedesubt. Gata și pipa. Vechi. Montăm. În cutie am găsit și acest kit pentru montarea filtrului. Gata, mami, le-am montat. Putem începe challenge-ul. Le-ai montat? Dar cu bucătăria asta, ce ai avut? N-am avut nimic, mami. Atât am putut. Măcar lasă-mă pe mine să fac proba. Wow, ce presiune are apa filtrată. Apă caldă avem și apă rece avem. Mami, eu o să plec să fac un duș. Și apoi să dăm drumul la experimente. Fetele abia așteaptă. Tati, eu sunt curioasă de ceva. Prima dată vreau eu să fac un experiment. Oare
merg împreună acești robineți? Eu zic că da. Ia să testez. Deschid și dau încet. Așa e. Și închid și rămâne. Deci, merg împreună. Ce tare. Iar acum, tati, tu la treaba ta, eu la treaba mea. Bine că avem apă. Fugi după apa de la rețea. Acum am plecat. Sunt curios cum vor ieși testele. Am pus deja apă de la filtrul vechi și apă de la rețea. Am fost la prietenii noștri care au un filtru cu osmoză inversă și am luat niște apă și de la ei. O să o punem în acest pahar neetichetat. Apa cu osmoză inversă este pură de absolut orice. E curățată de absolut orice. Mai că osmoza scoate și mineralele folositoare din apă. Eu voi lua apă de la rețea care a trecut prin stația de dedurizare. Gata, am etichetat și apa dedurizată de la rețeaua noastră. Eu voi lua apă de la noul filtru. Etichetăm. Dacă sunteți pregătite, să-i dăm drumul testării. Avem testele, teste de duritate de două tipuri și test de măsurarea pH-ului și a clorului din apă. Și eu! Stați acolo la masă. Vom începe să testăm întâi pH-ul și clorul. Și începem cu apa din rețea. Cea care vine direct de la o sursă, fără niciun filtru. Cea pe care o punem vara în piscină, nu? Desigur. Da. Vom pune întâi pastilele. O să o punem? Red. Unde se pune? Acesta se pune aici, da? Pune tu-te-o. Mai e un test. O să facem poină rată. Asta aici. Albă, bea-i portocalie, uite. Bravo. Voi turna apa aici. Iar acum, mami, apa. Din rețea. Punem capacul. Agităm bine. Până se topesc pastilele. Și eu vreau. Da, vreau eu. Și acum rândul meu. Primul test. Se pare că apa din rețea nu are deloc clor. E 0,1 mg la litru. Dar vara avea. Asta vara avea clor, da. Și pH-ul este undeva la... Cât, mami? Deci nu-mi dau seama. Între 7 și 7,6 e ok. Cam 7,4, 7,6 pe acolo. Deci asta este apa noastră de la rețea, care ar fi potabilă, da? Aici, atenție, ne arată că e ok clorul la valorile acestea, deoarece se măsura apa din piscină, care trebuia să aibă mai mult clor. Aha. Apa noastră din rețea are 0,1. Mami, dacă apa din rețea nu are clor, înseamnă că aici apa filtrată nu va avea clor. Așa este, filtrele sunt făcute să rețină clorul, dar noi nu prea are ce să rețină. Următoarea apă va fi cea din filtrul vechi, dacă vă mai aduceți aminte. Și rugăm fetele să pună alte pastile. Da! Punem pastilele. Iar acum punem apa. Eu vreau să agit. Agită. Apoi eu. Voi postați în comentarii valorile obținute la fiecare test în parte cu fiecare apă, ca la urmă noi să le comparăm. Îl punem pe perete pentru că e alb, să vedem clar. Clor 0, așa cum am zis, 0,1. În schimb, pH-ul este 7,8. Ceea ce ne duce către o apă alcalină e mult mai bună pentru băut, apa cu pH-ul mai mare. V-am spus, ce ne arată că e ok aici pe acest test este ok pentru piscină. Noi trebuie să obținem pentru o apă potabilă un pH cât mai mare și clor cât mai scăzut. Dar apa de rețea ar fi trebuit să aibă un pic de clor, deoarece clorul distruge bacteriile din apă. Pentru asta se pune clor în apa de rețea, de acolo de unde vine ea. Acum vom testa
apa de la chiuvetă. Apa care ne vine la rețea, dar trecută prin aparatul de dedurizare care se află acolo în casă de apă, în pământ. Apa noastră de la chiuvetă din casă. Punem capacul. Am testat și avem un pH între 7 și 7,2, deci e chiar mai mic decât apa de la rețea, ceea ce înseamnă că stația noastră de dedurizare scade pH-ul apei. De aceea avem nevoie de filtre pentru apă potabilă aici sub chiuvetă. Clorul, ca de obicei, zero. Următoarea este apa de la filtrul cu osmoză inversă. Ce pH te e? Și eu, suntem curioși. Ce foarte curioși. Am pus deja pastila pentru pH, punem și pastila pentru clor. Așa, mai pui puțin. Hop, capacul. Trebuie. Așteptăm rezultatul. Apoi eu, apoi eu. Hai, Mara. De ce curge? Rezultat. Fără clor. Mai mic de 6,8. pH? pH-ul este mai mic chiar decât 6,8 sau pe acolo, ceea ce înseamnă că filtrul cu osmoză inversă scade pH-ul apei. Și clor tot deloc. Clor deloc, dar faptul că pH-ul e atât de scăzut mă face să cred că cei pe care i-am urmărit și au spus că filtrele acestea nu sunt tocmai potrivite pentru consumul curent, au avut dreptate. Noi în momentul de față folosim filtrul și ca atare chiar acum îl vom testa. După ce spălăm în prealabil recipientul, punem și pastilele. Hai, Briana, să-i vedem pH-ul. Dar clorul nu la zero. Și? Și pH-ul este chiar peste 7,8, dar până în 8,2. Clorul e zero, cum ne așteptam, iar pH-ul este crescut, este peste 7,8, ceea ce ne indică faptul că am făcut o alegere bună cu acest filtru. Apa este alcalină. Acum urmează testul durității. Filtrul pe care l-am montat spune în specificațiile tehnice că elimină calcarul în procent de 99,5%. Hai să vedem duritatea apei. Noi avem o apă foarte dură aici în zonă, de aceea avem și stații de dedurizare afară plus stațiile de sub chiuvetă, filtrele. Avem niște lamele din cutie. Sunt măcar 5? Fix 5 avem. Wow! Avem acompaniament. Briana și-a adus chitara. Poftim, mami. Stai să vedem exact cum se face. Se introduc în pahar și se ia nivelul. Ăsta e. În funcție de culoare. 3, 2, 1, start test. De rețea. Filtru vechi, rețea de dedurizare, asta e rețea cu osmoză inversă. Băgăm. Hai. Apa de la rețea. Timp de un minut îl lăsăm în apă. Toată dată, mami. Acum? Un minut. Wow, wow, wow! Apa noastră din rețea. Da. Cum vi se pare, fetelor? La rețeaua de dedurizare nu. Nu. Încă nu. Constatăm că deja avem diferențe foarte mari de la o apă la alta. Mie nu vine să cred că apa din filtrul vechi, care era luată din apa de rețea trecută prin stația de dedurizare, are o duritate extrem de mare. Și? Așteptăm, așteptăm, așteptăm. E testul cel mai locvent. E verde sau roz închis? Roșu. Roșu. Verde curat. Wow, nu pot să cred. Ce? Apa de la filtrul nou. Cum? Nu are. Calcar deloc. Ce tare. Nu pot să cred diferență între filtrul nou și filtrul vechi. Wow. Cum îți explici? Nu știu. Înseamnă că acest filtru reține calcarul. Până și apa din filtrul cu osmoză inversă are calcar în ea. Puțin, puțin, dar are. Apa din filtrul nostru nu are aproape deloc. Adică și prima bulină verde a rămas verde. Da, e în interior, nu e la... Rezultatul final, roșu, roșu, verde, un pic de roșu și verde. Da, acum spre final a început un pic să se coloreze prima bulină, dar foarte puțin. Ambele. Dar și la apa din rețea s-a colorat foarte puțin. Rețeaua, puțin. Osmoza inversă. Puțin mai mult. Puțin mai mult. Filtrul vechi, apa de la rețea. Filtrul nostru nou. Foarte tare, avem o apă foarte bună de băut și eu mă bucur. Iar acum abia aștept să beau niște apă.
foarte bună, un pic dulceagă. De acum nu vom mai cumpăra apă îmbuteliată, pentru că avem propria noastră apă curată la robinet. Am făcut o alegere bună. Sigur nu voi mai avea urme de calcar pe ibric. Pun apă de ceai și chem fetele. Fetelor, haideți la ceai! Veniți, veniți! Testul durității pH-ului și a clorului îl încheiem aici. Ne bucurăm că testele au ieșit super pentru filtrul pe care îl avem acum. Vă mulțumim! Aveți vloguri, sketch-uri, challenge-uri în fiecare colț al ecranului. Iar până data